trecut ușor în acest sezon. Eric Lincar, la telefon. Salut, Eric! Bună seara! Spune-ne, Eric, cum pregătești tu meciul cu FCSB, meciul echipei tale U-Cluj, în funcție de acest ordin, da, de ministru? În ce măsură te afectează? Ce știi de fapt că trebuie să faci? Cum trebuie să alcătuiești primul 11? Da, cred că atât noi cât și cei de la FCSB nu suntem afectați de această regulă, dacă va fi valabilă, eu știu, sau va fi integrată în fotbalul românesc. Oricum, mi se pare un pic injust față de echipele care poate au mizau pe mai mulți străini și acum cu o săptămână sau două săptămâni înainte să înceapă campionatul să li se spună că sunt locurile limitate în echipă. Dar, după cum spuneam, nici noi, nici Steaua nu suntem afectați de această regulă. Pregătim jocul cu mare seriozitate. M-am urmărit ultimele jocuri ale echipei FCSB. Încercăm să o analizăm foarte bine și să ne facem planul nostru pentru jocul de duminică seara. Și cum ți s-au părut în aceste amicale pe care le-ai urmărit? Da, nu vreau să comentez. Au avut două jocuri cu două echipe din Moldova care le-au câștigat la scor. După aceea jocul cu Mioveni de la Berceni, unde, ok, ni stadionul sau era, se vedea că este un joc amical. La Galați ați văzut și voi că a fost un joc destul de echilibrat, dar încerc să iau punctele forte ale Stelei și să încercăm să îi blocăm cât mai bine și de ce nu să reușim noi să înscriem pe Arena Națională. Care sunt aceste puncte foarte? Unul, ți-l spun eu, Florin Tănase va juca până la urmă, acestea sunt informațiile. Da, știam că va juca. Zic eu că Florin Tănase a încercat să se protejeze. Am văzut jocul și este adevărat, cei de la Oțelul au jucat foarte tare, foarte dur și pentru un joc amical și mie mi s-a părut un pic mult. Dar zic eu că majoritatea jucătorilor de la Steaua au jucat așa, mai să se protejeze, să nu se accidenteze. S-au păstrat pentru U-Cluj, nu? Poftim? S-au păstrat pentru U-Cluj. Cu siguranță. Și acum am văzut că au făcut și un transfer, un fundaș central. Sunt curios să văd dacă chiar va juca duminică din primul minut. Da, i-au schimbat la nivelul fundașilor centrali, însă de la mijloc în sus e aceeași echipă din sezonul trecut, echipa cea mai ofensivă din Liga 1, cu jucători de echipa națională. Exact. Bine, ei, fundașii laterali în general, sunt cam aceiași. E adevărat că singurele probleme care le au în momentul de față e în zona centrală la fundașii central și poate semne de întrebare la mijlocașul central defensiv. Ei au victorii pe linii în amicale. Voi ați avut o serie negativă, câteva înfrângeri la rând, fără gol marcat. Ați câștigat acum cu Baia Mare, am văzut 4-1. Cum evaluezi această perioadă de pregătire? Noi am și spus, chiar am avut evoluții foarte bune și în Austria, ne-am creat multe situații de a marca, din păcate n-am reușit sau n-am avut șansă ca mingea să intre în poartă, dar mă repet, jocurile amicale sunt amicale și trebuie să le tratăm ca atare, iar cel mai bine vom vedea duminică seara echipa care va fi mai puternică și mai concentrată și determinată, cred că va avea șansa să și câștige. Kipciu, am văzut că a înscris două goluri. Cum ați reușit să-l aduceți pe Kipciu? Până la urmă, e numele cel mai important din campania de transferuri. Da, este un jucător și cu o mare experiență. Eu mi l-am dorit foarte mult pe poziția de atacant lateral. Poate să joace pe ambele părți. El și-a dorit să rămână, cred că asta a fost șatul nostru, și-a dorit să rămână în Cluj. E adevărat că zilele trecute s-a creat așa o situație cu a lui contract că nu are voie să joace împotriva celor de la CFR. Dar altfel poate nu reușeam să-l transferăm la echipa noastră și atunci am acceptat și acea clauză, mai ales că CFR încă are de achitat o anumită sumă de bani față de el și plătește și o parte din salariul pe care noi nu ni-l puteam permite. Da, bănuiesc că ție nu ți-a convenit, nu, această clauză? Ok,
ok, niciunui antrenor nu-i convine, dar până la urmă am stat și am cugetat și e important ca el să joace în celelalte etape în care are tot dreptul. Cum e relația lui, cum l-au primit fanii? Știu că în momentul în care se vorbea despre venirea lui, au fost așa câteva voci care au protestat, ținând cont de trecutul lui de la CFR Cluj, de rivalitatea dintre cele două echipe din Cluj. Da, ce pot să spun, că nici eu n-am fost primit foarte bine în momentul în care am venit la Cluj. Toată lumea mă privea ca un fost stelist, dar până la urmă, atâta timp cât ai valoare, calitate și dai randament, zic eu că lucrurile decurg într-o zonă favorabilă pentru jucător. Deci nu cred că sunt probleme. El s-a integrat foarte bine și chiar mi-aștept ca randamentul lui să fie foarte bun. Și apropo de acest lucru pe care l-ai menționat de trecutul tău la Steaua, cum te aștept să fii primit acum, duminică? Păi am fost odată primit la Liga 2 cu neutralitate, să zic așa, și am aștept să fiu primit și la Liga 1. Nu știu ce s-ar putea schimba. Mai mult se teamă de cum vei fi primit pe Giulești, recunoaște. A, nu, niciodată. Chiar am apreciat tot timpul jocurile împotriva celor de la Rapid. Chiar am avut câteva jocuri interesante și la Liga 2. Deci, pentru mine chiar e un lucru motivat și îmi plac jocurile în care stadioanele sunt pline. U Cluj nou promovată, ne aducem aminte de barajul acela cu Dinamo, dar are parte de un debut încins așa în Liga 1, un botez din prima. Cum ai reacționat când ai văzut că primul adversar e FCSB în deplasare și tu și jucătorii? Da, din punctul meu de vedere, eu mi-aș fi dorit, sunt sincer, mi-aș fi dorit ca prima etapă să jucăm acasă, era șansa noastră să evoluăm pe Cluj Arena, dar din păcate, din cauza antoldului și a unei situații, este închiriat stadionul, puteam juca doar lunea, Steaua, FCSB de fapt juca în cupele europene și atunci a trebuit să jucăm cum ar veni în deplasare prima etapă. Iar ceea ce privește, oricum, trebuie să jucăm cu toate echipele, eu chiar sunt încrezător în echipa mea și pot spune că poate un antrenor mult mai îngrijorat decât mine ar trebui să fie și Adi Mutu, care are primele trei etape mai de foc decât ale mele. Deci asta te încălzește, nu? Că vezi că alții au un debut și mai, și mai greu. Deci am doar așa că am mai urmărit, eu știu, la un moment dat interviul lui și spunea că chiar are trei jocuri foarte grele în primele trei etape. Până în încheiere, Eric, am văzut că ați adus destul de mulți jucători. Mai urmează sau s-a încheiată campania transferului și dacă mai vreți, pe ce poziții crezi că ar mai fi nevoie? Noi, din discuțiile cu președintele clubului, mai avem posibilitatea să transferăm 3-4 jucători. Se știe că numărul este și lotul care se transmite la ligă este limitat la 25 de jucători. Dar cu siguranță zilele următoare vom mai face 2-3 transferuri. Acum va fi important să găsesc metoda prin care să ne omogenizăm foarte repede, dar acest lucru cu siguranță vine prin rezultate pozitive. Mulțumesc foarte mult, Eric, pentru acest dialog. Ne mai auzim seara bună. Frumoasă, numai bine. Domnule,